Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Așadar, a căzut guvernul Cățu și a stabilit și un record, a căzut cu cele mai multe voturi împotrivă din istoria moțiunilor de cenzură, o super contraperformanță din partea domnului Florin Superman Cățu, super Superman. Vine și de sus, de asta a căzut rău. Știi, Superman vine da. De sus rău. Da, e vria plecată de mult. Nu e finalul crizei, ba chiar din păcate, chiar din potrivă. Criza aceasta se va prelungi aproape sigur, în cel mai bun caz, cu o coaliție în care partenerii se vor urî cu patimă. Sau, mult mai probabil, cu un guvern minoritar, care nu va face niciun fel de reformă în România, ci doar va avea grijă să împartă bănișori clienților politici. Că de ce? Se guvernează în țara asta. Cum să mai refaci coaliția de guvernare în condițiile în care președintele PNL, domnul Cățu, e premierul demis, care a tras cu tot ce a avut în foștii parteneri USR Plus? Nu-i vorbă că nici useriștii nu s-au oferit să-l tăvălească pe domnul Cățu prin noroi, după ce s-au certat. PSD și AUR vor anticipate, măcar declarativ. Cum să le dea președintele Iohannis anticipate în condițiile în care PNL e în vrie? Abia au obținut, vă reamintesc, vreo 25% la parlamentarele de acum 10 luni, alegeri pe care de fapt le-a pierdut și acum lumea începe să se întrebe dacă liberalii mai fac pragul electoral la cum au guvernat până acum. Cum să le dai anticipate? PSD mai spune așa pieziși că până la anticipate ar fi de acord chiar și cu un guvern de specialiști. Adică un guvern fără nicio putere, perfect condiționabil și perfect șantajabil. Și cine ar trebui să susțină acest guvern momâie? Păi vechii prieteni din USL, desigur. Și un guvern minoritar, o guvernare minoritară, n-ar fi prima dată. Ba chiar deloc, și domnul Tăriceanu a guvernat, bine mersi, fără majoritate în Parlament. Aia a fost o înțelegere proto-uselistă foarte eficace, încăpușarea banilor public. Păi și dacă a mers odată, dacă a mers de două ori, de ce să nu mai meargă încă o dată? Din afară, pentru oamenii obișnuiți, nimic nu pare avea vreo logică. Domnul Cățu, pupilul domnului Iohannis, a fost pus de acesta aproape cu forța președinte la PNL și asta chiar dacă domnul Cățu a reușit să devină într-un timp incredibil de scurt cel mai detestat politician din România, o performanță uluitoare. Domnul Cățu confundă autoritatea cu aroganța. Dânsul vrea să pară hotărât și nu iese decât arogant. Nu reușește să pară decât impertinent. Și cum s-a ajuns la situația imposibilă de azi? Primăvară l-a dat afară din senin pe ministrul sănătății, Vlad Voiculescu. Riscând și eu cred că și dorind să provoace o gravă criză politică, pentru că umilirea unui partener de guvernare, oricare ar fi el, în cazul de față a fost USR Plus, asta nu e niciodată o idee bună. E bine știut, nu poți ca prim-ministru al unei coaliții să dai afară miniștrii unui partid partener fără să provoci o reacție de obicei violentă din partea celuilalt partid. Deci e de neînțeles, pare de neînțeles cum te poți comporta atât de nesăbuit când partidul tău nu că nu deține majoritatea în Parlament, dar nu e nici măcar cel mai numeros partid din Parlament. Dar e de neînțeles în logica principiilor de bun simț, nu al guvernării pentru parazitarea resurselor publice. Te comporți ca domnul Cățu doar dacă vrei neapărat să scapi de partenerul acesta de guvernare, care nu joacă după regulile vechilor jucători în politică, învățați să paraziteze și să căpușeze resursa publică. Și mai sunt și alte dovezi. Nu vi se pare bizară ieșirea de ieri a președintelui Iohannis? După căderea guvernului, a anunțat românii că, iată, e un moment trist, criza. Trist, dar adevărat. Cuvântul care caracterizează cel mai bine România de astăzi este cuvântul criză. Păi criza e de o lună, deja. Ba chiar de mai mult timp. Adică chiar credeți că abia acum și-a dat seama domnul Iohannis că e criză? Până oricum dânsul are de mult un soi de decuplare bizară de realitățile dure din România. De pildă, în urma tragediei de acum câteva zile de la spitalul din Constanța, unde au murit tarși 7 pacienți, el a ieșit contemplativ spunând că statul român a eșuat în misiunea de a proteja cetățenii. Să sparie gândul. Păi dânsul e chiar șeful acestui stat despre care constată ca un spectator indiferent că a eșuat într-o misiune și obligație fundamentală față de cetățeni. Cum poți tu ca șef de stat să iei să spui, păi statul a eșuat și să-ți vezi după aia de viață? Bine, ok, dacă a eșuat, îți faci un examen de conștiință. Dom'le, ce am făcut? Ce se întâmplă? Cum a eșuat statul ăsta pe care reprezint?
Da, dar acum e prea de tot, adică prefăcătoria e prea mare. Acum domnul Iohannis observă cabotin că e criză după ce a contribuit hotărător la agravarea ei prin insistența de a-l susține până în pânzele albe pe Florin Câțu, un politician cel puțin inadecvat. Și ce face în acest moment trist președintele, mediatorul constituțional, cel obligat să caute împreună cu partidele o cale de ieșire dintr-o criză de acest gen? Păi anunță marți, ieri, adică, că invită partidele la consultări cândva săptămâna viitoare, ca să aibă timp partidele să mai discute. Năucitor. E năucitor. Serios? Adică suntem cu toți într-o situație îngrozitoare, cu pandemia scăpată de sub control, cu un sistem sanitar care pârie din toate încheieturile, cu inflația care a luat-o în sus. Știți cât e inflația industrială? 16%. Prețul la energie, la utilități, crește de la o zi la alta. Uniunea Europeană a fost, nu știu cum, de acord cu finanțarea reformelor din România, cu o sumă uriașă de 30 de miliarde de euro, dar timpul e scurt și reformele trebuie începute imediat, imediat. Că suntem monitorizați. Nu facem, nu ne dau. Nu e timp pentru niciun pic de irresponsabilitate și inepție politică. Dar iată că partidele noastre, în frunte cu președintele Iohannis, n-au nimic altceva de oferit țării decât inepție politică și inadecvare la prioritățile acute și dureroase ale momentului. Bizar, nu? Ați observat și numitorul comun al atacurilor. PNL și-a ars cu îndârjire toate punțile de comunicare cu USR+. Președintele Iohannis are și dânsul o singură țintă. USR+, PSD tot în USR+ trage. Care credeți că va fi urmarea? Ia să vedeți, prieteni, cum în numele salvării țărișoarei, care trebuie mântuită de, nu-i așa, irresponsabilitatea useriștilor cu care nu te poți înțelege că-s câini. Vechile partide vor cădea de acord în ultimul moment să facă un mare sacrificiu în interesul națiunii, cum altfel, și să asigure investirea unui guvern, cum o fi el, deoarece țara are nevoie de stabilitate, fraților. O să auzim discursuri sfărăitoare. Să treacă iarna, să treacă pandemia, să vină bănișorii, să prăduim miliardele din PNDL3. Of, atâtea nenorociri care ne pasc și de care trebuie să ne salveze cineva, nu? În aceste momente solemne, mă gândesc la țărișoara mea, la România, la fericirea ei, la progresul ei, la viitorul ei. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.